drumuri. În sfârșit, ar fi trebuit să se semneze undeva în luna mai-iunie. Din păcate, știți foarte bine, am avut o contestație. De fapt, am avut trei contestații. S-a ajuns la instanță, Curtea de Apel a dat dreptate primăriei că toate procedurile derulate au fost legale și corecte, motiv pentru care mi s-a permis să semnăm acordul cadru de drum. A câștigat firma Delta la un preț aproape jumătate din cel estimat de municipalitate, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că înseamnă că vom asfalta mai mult. Cu banii mai puțini, acordul este în valoare de 36 de milioane de euro, se va derula pe mai mulți ani. Este foarte bine că se derulează pe mai mulți ani, pentru că dacă ar fi fost în fiecare an să facem câte o licitație pentru reparațiile de drumuri, probabil că așa am fi pățit de fiecare dată și am fi ajuns în perioada iernii când nu mai putem să asfaltăm. De la începutul anului până acum n-am putut să asfaltăm nici măcar o groapă în Craiova. Știți bine că acolo unde s-au stricat drumurile am pus curea de PFL-ul autoblocante, mă rog, acele pietre foarte mari ca să țină asfaltul să nu se deterioreze și mai mult, dar aceasta nu era o soluție civilizată pentru cetățenii Craiovei și acum, în sfârșit, putem să ne apucăm de asfaltări. Sper din toată inima să avem măcar o lună, o lună și jumătate de timp frumos, astfel încât să putem să ducem acest contract mai departe. Din păcate, iar spun, nu vom putea să alocăm toată suma pe care o aveam prevăzută la începutul anului, aproximativ 400 de miliarde de lei vechi, o sumă record pentru asfaltări în Craiova, pentru că nu mai este timp. Ar fi trebuit până acum să avem două cartiere la cheie, Robinele și Vara Rușie, asfaltate complet și început deja 1 mai. Acum, în această perioadă, vom trece la repararea gropilor care sunt în asfalt, pe bulevarde și pe străzile care sunt intens circulate. Vrem să asfaltăm măcar o piață, piața centrală, care, iată, nu se desfințează, ba dimpotrivă, vrem să fie modernizată și să mai demarăm câteva lucrări și prin cartierele de periferie. Anul viitor însă, având acest contract în spate, vom demara în forță și vom aloca o sumă foarte mare, astfel încât să putem să aducem Craiova la un stadiu în care să se poată circula foarte bine. Caracalul va trebui să fie recepționat în luna următoare, toamnei de asemenea va fi gata. Dar nu și cu stratul de uzură. Am discutat cu asfaltatorii care mi-au spus că ar prefera stratul de uzură să-l tragă în primăvară când vremea este bună și lucrarea se poate să dureze o perioadă de foarte mulți ani de acum înainte. Aceasta este vestea bună cu asfaltările. A doua veste pe care vreau să o dau cetățenilor Craiovei este aceea că, începând din această lună, pe ordinea de zi a Consiliului Local Craiova va figura scoaterea taxei pentru apa meteorică. Este inadmisibil să se ajungă în situația în care cetățenii plătesc mai mult pentru apa meteorică decât pentru apa pe care o consumă de la robinet. A plouat foarte mult, într-adevăr, în această perioadă. Le-am cerut de câteva luni celor de la compania de apă să-și facă toate calculele pentru a vedea dacă nu se dezechilibrează bugetul companiei. Având în vedere că această companie însă a trecut pe profit, ne permitem acum să scoatem taxa pentru apa meteorică. Așadar, asociațiile de proprietari și persoanele fizice nu vor mai plăti niciun leu începând din luna noiembrie și cred că este o veste așteptată de ani de zile de cetățenii Craiova. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.